Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi v-am pregătit 3 variante de etalare pentru a afla cum stăm cu dragostea în acest weekend, da? Și voi folosi tarotul îngerilor, l-am pregătit pentru astăzi ca să aflăm răspunsurile la întrebările care le avem în dragoste, da? Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele 3 variante, varianta cu floarea roz, varianta cu floarea albă sau floarea albastră, în funcție de cum rezonați cu aceste culori, cum vă sunt gândurile, da, referitor la dragoste, la ce așteptări aveți dumneavoastră pentru dragoste. Și voi începe cu varianta florii roz, da? Voi lăsa varianta florii albe și varianta florii albastre și voi începe cu varianta florii roz. Deci pentru cei care și-au ales varianta florii roz. Da. Să vedem ce spun cărțile. Pentru cei care și-au ales varianta florii roz, mi-au apărut aici, deci acestea sunt cele 3 cărți pe care le-ați ales la varianta florii roz și îmi spune că pentru despre ce știți dumneavoastră, despre relația dumneavoastră, despre persoana la care vă gândiți, despre relația voastră cu ea, că există o dependență reciprocă oarecum, ca să spun așa. Deci între dumneavoastră și persoana pe care iubiți sunt anumite situații care vă condiționează viața sentimentală, ca să zic așa. Poate v-ați obișnuit unul cu altul, poate aveți multe lucruri pe care le aveți, multe amintiri comune, poate sunt niște problematici care trebuie să le rezolvați doar împreună. Deci aceste lucruri nu depind doar de unul sau de altul, ci depind doar împreună să le discutați, poate să... Deci asta știți, au fost discuții pe care probabil le-ați avut, le-ați mai lămurit, dar poate unii dintre voi nici nu mai sunteți împreună acum la ora actuală, dar trebuie să înțelegeți că toate acele dependențe care le-ați avut, poate noastră ați fost prea dependentă de el, poate v-ați obișnuit prea mult cu el, cu felul său de a fi și ați început să-i acceptați așa cum se comporta el, chiar dacă nu se comporta bine cu dumneavoastră. Dacă în momentul de față nu sunteți împreună, sunteți despărțit, poate ar fi bine să apelați la o a treia persoană care să poată să vă ajute să înțelegeți mai bine relația voastră, de ce n-a funcționat, da? Sau dacă sunteți soț și soție și nu vă mai înțelegeți bine, sau chiar și logodnici într-o relație încă și totuși nu vă mai înțelegeți bine, poate ar fi bine să cereți sfatul cuiva în domeniul relațional, care să vă poate un consilier, da? Care ar putea un psiholog, psihiatru, care v-ar putea ajuta, un psiholog cel mai bun caz, da? Care să vă ajute să înțelegeți relația aceasta, de ce n-a funcționat, care au fost problemele dintre voi, care au fost frustrările unuia față de altul, da? Pentru că au fost niște sentimente aici reciproce, da? La un moment dat, dar ele, obișnuințele, da? Și felul fiecăruia de a fi vis-a-vis de celălalt au făcut ca această relație poate să se răcească într-un fel, da? Și practic aceste dependențe sunt o barieră în calea unei relații care să funcționeze, da? În prezent sunt niște probleme de rezolvat, probabil în familie, poate cu părinții, poate ar trebui, ca să puteți să vă meargă mai bine în relația de cuplu, dacă să vă împăcați cu partenerul, poate ar trebui să vă împăcați și cu părinții, să încercați prin părinți să ajungeți la partener, poate să vă dea acceptul părinții unuia sau altuia sau amândurora. Da, deci trebuie să ajungeți la o înțelegere din ambele părți, da? Deci ședea din partea dumneavoastră și din partea socrilor sau părinților, ce așteaptă de la voi, pentru că vă influențează relația de sentimentală, da? Deci asta este în prezent, ce trebuie să rezolvați. Iar în viitor, viața sentimentală va fi influențată de copii. Orică aveți copii și prin acești copii reușiți într-un fel sau altul să vă apropiați înapoi de partener, să începeți, stând mai mult în preajma copiilor amândoi, da, sau transmițând prin copii mesajele voastre de dragoste ca să vă apropiați de partener sau portându-vă ca niște copii, poate într-un fel, cu inocența lor, cu bucuria lor de a trăi, da? de a se juca în dragoste, cu sentimentele, nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul bun, să fie mereu plin de optimism, de bucurie, da? De fericire, pentru că copiii sunt întotdeauna expresia cea mai, să zic, înaltă a iubirii, ca să zic, a bucuriei, a fericirii, da? Ei sunt pur și simplu, ei își exprimă sentimentele cu toată inocența, nu au niciun interes ascuns în spatele acestor, a ceea ce fac, a ceea ce spun, da? Și atunci, deci pentru cele sau cei care și-au ales varianta florii roz, acest weekend va fi influențat de copii. Da, deci și în prezent, deci de familie. Sau poate vă faceți vizite în familie și cu copii, sau vă duceți copiii sau poate ar trebui să vă duceți copiii la părinți și voi, care sunteți parteneri, să vă luați câteva ore sau 2 zile libere, să vă duceți undeva împreună, să vă petreceți timpul împreună ca să puteți această familie, această pereche, această relație să o reaprinde, să zic așa, da? Sentimentele să se reaprindă. Cam asta e pentru cele care și-au ales varianta florii roz. Să vedem și pentru varianta florii albe ce spun cărțile. Aici îmi spun cărțile că există o dragoste adevărată, deci ceea ce știți despre această relație. Deci vedeți, a ieșit așa aici, dragoste adevărată foarte curând și trebuie să faceți un efort. Îmi spun cărțile că este vorba despre o dragoste adevărată, deci dumneavoastră care v-ați ales varianta florii albe, este dragostea adevărată pe care o aveți față de partener și în prezent este foarte, foarte posibil că dacă v-ați gândit la ceva anume pentru această variantă la care v-ați ales, când v-ați ales-o, este foarte posibil să se împlinească chiar acum, astăzi sau mâine, deci foarte repede ceea ce vă doriți se împlinește, da? Dar pentru ca relația să funcționeze, trebuie să faceți niște eforturi, da? Trebuie să faceți pașii care vi se indică sau să ascultați de partener, să faceți ceea ce vă spune partenerul sau să vă urmați sentimentele, da? Puteți să vă rugați îngerilor ca să vă lumineze mai bine dacă nu sunteți încă siguri ce aveți de făcut. Deci asta spun cărțile, că între dumneavoastră și partener, sau cel puțin din punctul dumneavoastră de vedere, este dragoste adevărată, dar și sentimentele partenerului sunt de dragoste, cu siguranță, chiar dacă poate nu se exprimă. Și foarte curând, dumneavoastră, deci răspunsul la această întrebare pe care a spus-o pentru varianta florii albe, este că foarte, foarte rapid primiți răspunsul și se împlinește așa cum vă doriți dumneavoastră. Trebuie să aveți încredere și să vă rugați îngerilor să vă îndrume cum să vă comportați în această relație ca să funcționeze, ce ar trebui să faceți, da? Pentru că ea are toate șansele. Într-adevăr, la această relație trebuie lucrat puțin, da? Deci, pentru că de la sine nu se poate. Da? Deci nu e suficient doar să te uzi la partener și partenerul să uite la tine și gata, dragostea e, ce să mai e, la cote maxime, ci trebuie pur și simplu să încercați prin comunicare, prin atmosfera creată, prin felul în care vă comportați față de partener, da? Trebuie să demonstreze că într-adevăr lucra și să-l antrena și pe el în acest joc de a unificarea cuplului, da? De a crea acest cuplu, de a-l face să meargă pe o treaptă, să ajungă la un nivel superior, pentru că altfel nu se poate. Deci încercați să găsiți poate la partener care sunt hobby-urile, care sunt pasiunile lui, încercați acolo să-l stimulați, să discute despre aceste lucruri, să-l începeți să-l cunoașteți mai bine, pentru că în felul acesta, lucrând la această relație, da? Pentru că se merită, este dragoste adevărată, da? Deci se merită, se merită și dacă sentimentele sunt adevărate, nimic nu este greu. Cam asta este și pentru cei care și-au ales varianta florii albe. Să vedem și pentru varianta florii albastre, să vedem ce spun cărțile. Și aici îmi spun cărțile că pentru cei sau cele care și-au ales floarea albastră, că este vorba de suflet pereche. Deci poate că voi doi sunteți întâlniți pentru că mai aveți multe de învățat unul de la altul. Da? Chiar dacă poate nu semănați perfect unul cu altul, nici în comportament, nici în fizionomie, nici în hobby-urile și așa mai departe, dar vă completați, da? Deci trebuie să înțelegeți că voi aveți ceva dincolo de explicație între voi doi. Există niște fire invizibile așa care vă leagă și chiar dacă nu aveți poate trecutul comun sau nu aveți... nu sunteți de aceeași naționalitate sau nu sunteți de aceeași religie, între voi sunt niște fire invizibile, care să zic așa, care v-au adus împreună, pentru că voi aveți unul de la altul ce să învățați, pe de-o parte, pe de altă parte vă scoateți pe voi înși voi în evidență, într-un fel sau altul. Iubirea aceasta, chiar dacă poate nu este cea mai, cum să spun, sentimentele nu sunt poate la cote maxime pentru amândoi în același timp sau vă face să suferiți, voi pe el sau el pe voi, dar asta vă scoate din voi, cum să spun, eul vostru interior, arată cine ești cât poate, dar îl pune în valoare, începe să vă cunoașteți mai bine pe voi în același timp ce îl cunoașteți pe celălalt, da? Și în același timp spune că asta ce știți și ce se întâmplă în prezent este faptul că trebuie să învățați să vă respectați mai mult pe voi înși, să vă iubiți mai mult, să vă îngrijiți mai mult, să dați tot ce e mai bun din voi, pentru că în felul acesta și celălalt vă vede pe voi o persoană deosebită, o persoană pe care merită să fie iubită, da? Și comportați-vă cu bucurie, cu veselie, cu optimism, da? În relația cu el. Încercați să-i atrageți atenția, da? Deci dacă nu mai sunteți împreună, poate v-ați răcit relația sau v-ați supărat unul pe altul sau nu mai vorbiți, încercați într-un fel sau altul să ajungeți să-l recuceriți, da? Pentru că sunteți suflete pereche și dacă lucrați puțin la acest lucru, cu dumneavoastră, pentru că probabil v-ați neglijat pe dumneavoastră, poate v-ați umilit de multe ori, poate ați făcut lucruri pe care nu trebuia să fi făcut față de partener, pentru că nu așa îl câștigați. Pe el îl câștigați fiind mai, cum să spun, mai atrăgătoare, mai atrăgător, da? Sau mai deosebit decât ceilalți, da? Deci să aveți calități mai deosebite, să aveți ceva ce nu găsește în altcineva. Și în același timp să fiți o persoană veselă, o persoană optimistă, o persoană care sunteți tot timpul, pentru că poate el e foarte posibil să fie o persoană mai pesimistă, poate, mai tristă, mai melancolică, poate are niște probleme și are nevoie de un stimulant, are nevoie de cineva care să-i dea bucurie în viață, să-i dea pasiunea de a trăi, da? Și atunci trebuie să găsiți în voi acea parte din voi mai tinerească, ca să zic așa, pentru care să-i o dăruiți și partenerului, să o găsească în voi, da? Deci cam asta este și pentru cei din... de la varianta a treia. Sunt lucruri foarte, foarte plăcute în acest weekend în dragoste, deci aveți multe șanse, cei care nu mai sunteți într-o relație, să vă găsiți sufletul pereche, da? Sau să vă reîmpăcați cu sufletul pereche sau să vă refaceți relația cu partenerul, da? Deci trebuie să știți voi ce trebuie să faceți, cum să acționați, da? Și în primul rând cu voi înși vă trebuie să lucrați, pentru că dragostea, dacă nu o găsești în tine, nu o poți găsi nici la celălalt, da? Pentru că ceea ce ai, ceea ce ești tu și ceea ce e în interiorul tău se reflectă în cei din jurul tău. Noi suntem practic ca niște oglinzi pe care în fața unui partener ne vedem. Și dacă noi nu avem în sufletul nostru liniște, pace, bucurie, optimism, nici partenerul nostru mai devreme sau mai târziu nu poate să le aibă, da? Pentru că el ne reflectă pe noi, da? Într-un cuplu așa funcționează lucrurile. Și atunci când suntem noi foarte cu multe dubii, cu multe frica, cum se spune că frica atrage lucrurile negative, da? Și dragostea atrage întotdeauna lucrurile pozitive. Așadar, iubiți-vă și pe voi și iubiți și pe ceilalți, pe persoanele care vă sunt dragi și demonstrați-le dragostea voastră nu numai prin vorbe, ci și prin fapte, prin comportament și iubindu-vă mai ales pe voi înșivă și respectându-vă pe voi înșivă. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi pe canalul meu de YouTube și sper să aveți un weekend excelent, plin de iubire și înțelegere. La revedere!